lansa proiectul național de înfrățiri între românii de pe cele două maluri ale Prutului. Se cheamă Basarabia Acasă. Lansăm platforma online www.basarabia-acasa.ro, unde fiecare român se poate înfrăți cu un frate de peste Prut. O facem simbolic cu acești 50 de tineri pe care i-am în spatele meu și sperăm ca întreaga societate de pe ambele maluri ale Prutului să adere, accesând site-ul și înfrățindu-se cu cineva de peste Prut. Am fost primiți aici de domnul președinte Traian Băsescu. Ieri am mers la primăria sectorului 1, unde primarul Tudorache s-a înfrățit la fel cu cineva din acest grup și sperăm ca și membrii din actualul guvern să fie receptivi și să-și găsească unul din acești tineri cu care să țină legătura, pentru că este de datoria actualilor conducători ai României să ducă acest proiect de țară unde este locul. Întotdeauna românii au fost în diferite entități statale, dar au avut acest proiect de țară, unirea.